Modelul, așa vedem, nu ți-a ieșit. Dacă vă plac alunele, acesta este desertul preferat pentru voi. Ruladă cu alune. 220-250 de grame de biscuiți. Aici o să punem unt de alune, cam 100 de grame. O să avem nevoie și de cacao, 30 de grame. De lapte, o cișcuță de lapte, nu mai mult. Ricotta, 350 de grame. Esența de rom. Alune măcinate. Și frișcă bătută. Și acum, pentru blat, o să avem nevoie de biscuiți, de untul de alune, de lapte, și dăm deoparte. Și o să punem totul într-un bol. O să mărunțim biscuiții, o să-i facem mici, cu mâna sau cu un săcitor. Acum fiecare depinde cum, sau cu mixer, mixați, cum doriți. Sunt aproape gata. Așa. Am reușit și am zdrobit. Acum, aici punem untul de alune peste. Încet și cu răbdare. O să duc și lapte, pentru că văd că este nevoie de lapte. Am să adaug și puțin rom. Așa, imediat. Am revenit, am spălat mânuțele, că am pus mâna pe carne, le-am spălat cu săpunel la baie. Așa. Ca să putem pune
pune mâna pe a doua. Acum o să amestecăm. Mai trebuie lapte, o să-l punem pe tot, cam o cerșcuță de lapte. Și amestecăm bine. Și acesta o să fie blatul nostru de la rulată. Biscuiții, dacă vreți să-i faceți mai fin, dați prin mixer și mixați și faceți praf. Așa. Acum o să întindem blatul. Așa, și o să-l întindem așa aici peste. Spunem că blatul este aproape gata și îl dăm aici în față deoparte. Așa. Și acum o să punem, să vedem, o să punem mai întâi cacao. O să facem crema cu cacao, frișcă cu cacao. Cu puțină frișcă. Aici am frișcă. Și o să amestecăm. Am să pun și ricotta. Aici am 350 de grame de ricotta. Și amestecăm așa. Eu am frișcă îndulcită. Dacă folosiți frișcă normală, adăugați zahăr, pudră. Și să fie mai dulce. Și cacao tot la fel. Puteți adăuga după cum vă place. Mai concentrată cu cacao sau mai puțină. Și gustați, gustați mereu să vedeți dacă este bună de dulce, de aromată. Așa. Eu am să mai dau cacao. O să o dau pe toată. Aici am avut 30 de grame de cacao. Puțin rom. Amestecăm bine cacao și cu ricotta, cu brânzica noastră. Așa. Aici am în lune 200 de grame și am să pun cam jumătate din ele. Și amestecăm. Și la urmă o să adăugăm frișca toată. O să unim cu frișca. Frișca o punem treptat, puțin, câte puțin. E bun.
ca să iasă pufos. Și acum adăugăm treptat, treptat frișca. Este foarte cald. Foarte cald. Gustați crema. Dacă este necesar, adăugați zahăr. Zahăr pudră. Și amestecăm bine acum crema. Și după aceea o să pun o rulada. Alunele prima dată le prăjiți ca să fie bune. Dacă sunt crude, le prăjiți mai întâi să vedeți ce aromate devin după aceea. Și cacao puteți să o eliminați dacă nu doriți cacao în cremă. Așa. Este bună. Sper să vă placă și vouă această rețetă. Și acum să întindem așa bine și o să dăm formă la ruladă. O să punem crema încet, încet și după aceea o rulăm încet așa. O dați la frigider după aceea. Acum încercăm să o rulăm. Să vedem cum reușim să o rulăm.
frigider. Ecco, aceasta este rulada, o dau la frigiderică. Eu sper să vă placă și să încercați și voi să vedeți ce bunătate este. Acum cu restul de alune, o să presurăm deasupra. O să presurăm. Rulada noastră a stat toată noaptea la frigider. Ieri, după ce s-a întărit un pic, am presurat-o cu alunele măcinate care au rămas. Am învelit-o din nou, am strâns bine și am dat-o peste noapte la frigider. Și acum o să decorăm cu restul de cremă care a rămas și dintr-o o bucățică de hârtie. Ia uitați, eu am să o împăturesc și am să tai cu un foarfec să facem un model ca să decorăm cu cacao. Și am să împăturesc această hârtie. Așa. Vedem ce model o să ne iasă. Ia uitați, împăturim și apoi o să tăiem. O să tăiem cu un foarfec. Așa, am împăturit și acum o să iau un foarfec și o să încep să tai. Așa, și acum să încercăm să tăiem, să vedem ce o să iasă. Așa. O să facem triunghiuri, apoi desfacem, ia uitați, așa, o să tai și așa, ne jucăm cu forfecuțul. Ținem bine strâns ca să putem tăia. Și scoatem. Ia uitați. Să lăsăm așa să vedem ce a ieșit. Uitați. Acesta este modelul. O să-l întind bine și apoi o să-l aplic peste ruladă. O să punem deasupra modelul nostru și am să strâng așa bine, să se lipească puțin. Acum o să decorăm cu cacao. Și așa ne creăm
desenul nostru unic, personal. Așa. Acum o să scoatem, ia uitați, o să scoatem modelul. Ia uitați ce minunăție a ieșit. Cu lingurița putem face lateral cu cacao, ia uitați, luăm puțin cacao așa și facem. Decorăm. Acum o să facem roată împrejur cu cacao. Și ne jucăm cu cacao să decorăm. Acum fiecare decorează cum îi place. Și acum cu restul de cremă care ne-a rămas, o să facem câte un... Ia uitați, așa. Unu. Și dacă v-a mai rămas puțin alune, puteți pune. Rulada este gata. Acum să tăiem și o feliuță să vedem cum este în interior. O să tăiem o bucățică. De mare și de bună.